Astăzi vom reacționa la oameni care au picat de pe topoganul cu apă. Da, fraților, astăzi avem un episod ceva mai dureros, pentru că ne vom uita la cele mai dureroase videoclipuri pe care le-ați văzut în viața voastră. Mai exact, la Water Slide Fails Compilation. Ce înseamnă chestia asta? Oameni care au dat fail-uri la topoganele cu apă. Toată lumea știe, băi și fete, că este o experiență minunată. Aș putea să spun chiar în top 10 cele mai mișto experiențe, chiar în top 5, fraților, pe care le consider eu, pentru că mie îmi place foarte, foarte, foarte mult să mă dau pe topoganele cu apă, să merg la water park-uri, să mă dau pe cele mai mari topogane, cea mai tare chestie. Însă, niciodată, vă spun, zice, m-a dat în foarte multe topogane de astea cu apă, am fost la foarte multe water park-uri și niciodată n-am dat fail. Poate odată, dacă stau să mă gândesc, am fost odată cu tata, fraților, și săracul de el, nu mai zic, săracul de el s-a accidentat destul de rău, dar e bine că acum e bine. Însă eu întotdeauna am fost chill. Doar că acum ne vom uita la Water Slide Fails, unde oamenii n-au fost atât de chill. Hai să vedem, bro. Ok, au, au. Bă, dar fraților, voi nu știți cât de mult doare, bro. Mamă, deci, ăla trebuia să țină așa și uitați-vă unde s-a dus, bro. Jesus, ești ok? Mamă, ce e asta? Au, spatele. Au, mamă, mă doare pe mine. Mă doare pe mine, ia uite și pe sora mea. Ce faci? Nu, nu, nu. Aoleu, aoleu, cum s-a dus ăla? Băi, astea, deci o să ajungem. Mamă, parcă nu pot să vorbesc. Fiți atenți, fraților, o să ajungem la unele mult mai dureroase. Astea sunt ok, adică da, nu ți-ai pus bine colacul, mare chestie. Ia apă în spatele tău, nu o să pățești nimica. Uite, fraților, ar fi nașpa, gen să se ducă, să sară peste aia, știi ce zic? Aici nu-i mare chestie, ia uite, sora mea aia s-a dus, ia pozia. Asta s-ar putea să fie mare chestie. Oh! Oh! Ok, bă, la fel, asta nu-i mare chestie. Ia să vedem aici. Oh! Bă, asta iară n-a fost mare chestie. Mama, astea sunt cele mai de bune, fraților. Astea subțiri și care, na, sunt foarte lungi pentru că te miști foarte, foarte rapid în ele. Astea sunt cele mai nebune, uite. No! Bro, what? Mamă, ăsta-i coșmarul meu. Băi, fraților, voi observați ce s-a întâmplat? Ea venea aici și n-a mers topogarul și a dus-o la pai, nu! Nu! Nu, bro, nu! Păi și cum o să iasă de acolo acum? Bro! Oh my god! Asta, na, ceva de genul, fraților, eram și eu și tata, de m-am spus la început, ceva de genul. Bro, bravo, bravo, frățiorul, bravo, bravo! Ai revenit! Na, oh, 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 ok, asta a fost foarte dureros, bro, că s-a dus acolo pe beton. Asta a fost destul de dureros. Mamă, asta ce face? Oh, ok, asta a fost foarte... N-are niciun sens ce a făcut băiatul ăsta. Era să-și rupă picioarele. Ia uite. Ok, astea, fraților, sunt water slide-uri de-astea umplute cu aer. Aici nu pare ce să ți se întâmple. Ia. Oh, bro, cum a ieșit ăla de acolo? Oh, boy. Oh, boy. Oh, nu! Nu! Nu, fraților! Nu se poate, se deschide ușa. Au, bro! Bro! Mamă, fraților! Hai că și copile! Ok, ok, hai că e bine. Poate s-a lovit puțin la genunchi. Mamă, man, Jesus! Bă, dar oamenii ăștia nu gândesc, bro. Aoleu, uite și pe inteligentul ăsta. Bă, totuși s-a terminat bine. S-a terminat bine. Iată și pe inteligentul ălalt. Ia, dă-i. Bravo. Na. S-a terminat bine. Mama, astea. Fraților. Ok, sunt foarte multe dalea. Au! 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 Bro, what? Dar cine s-a gândit la ideea asta?
Mamă, să vedeți azi, ok, intră direct în amică. Eram sigur, bă, puteam să jur. Ia păzia. Ce-i asta, bro? Bă! Bă, ăsta nici măcar a fost un fail, fraților. Bă, era în două picioare? Oh my god, ăsta nici măcar a fost un fail. Bravo lui că s-a dus atâta. Dar nu încercați așa ceva, fraților. Ăsta nici măcar a fost un fail. Check this, man. This was insane. Wow. Bro, ce-i asta? Mamă. Oh, s-a blocat barca, man. S-a blocat barca. Eram sigur că vine o nouă barca. Așa se întâmplă totdeauna. Mamă, cum sunt astea. Bă, da, fraților, eu nu înțeleg de ce. Adică eu m-am mai dat în astea, v-am spus. M-am dat unele și mai nebune. Am fost în, nu mai știu cum îi zicea, așa, o locație unde merg foarte mulți români din Grecia, nu mai știu cum îi zicea. Dar ideea e că acolo merge tot românul în vacanță. Acolo am fost și eu. Și, bă, era unul foarte înalt. Dar nu te dădeai cu chestii de-alea să te ții de ele, bro. Te dădeai normal, așa, stai pe spate și te duceai. Știi ce zic? Bro, this is insane. Nu așa, bro. De ce trebuie să ai colac? N-are sens. Au! Bravo, inteligenților. Ia uite, da, tatăl. Mamă, ce mișto. Oh, săracu. Copilul ăsta, au, oh, shit, bro. Thanks for watching. Dar stați liniștiți, fraților, că n-am terminat aici. Mai avem încă un videoclip. Bro! Oh my god, stați că am și ieșit de aici. Bro! Bă! Băi, fraților! Doamne, iartă-mă! Au, bă, dar acolo nu-i apă, bro, de ce te dai în... Bro... N-are sens. No! Bro! Sărăcuțele, man! Na, ăsta zboară! A, zbora de dinainte. Mamă, la o secundă, dacă mai vine altul în față, eram sigur. Uai, ce a rupt la fața. Bă, dar cine l-a pus să stea acolo? Bro, ce a încercat ăla? Doamne ferește, bro, doamne ferește. Nu, doamne ferește. Mamă, fraților, acum îmi e frică, sincer, să mă mai dau una astea. Ok, eu tot o să mă mai dau, că e cea mai tare chestie. V-am spus să încercați dacă încă n-ați făcut. Dar, mamă, să ieși de pe topogan, bro, mai ales la alea înalte, mori, ești nebun, că ești la 30 de metri înălțime. Shuuu! Ăla ai fost, știi ce zic? Bro, this is insane. Ia vezi, te-ai dus. A, nu poate să intre acolo. Bă, asta nu-i mare fail, sincer. Adică mai trebuie să se încolăcească puțin. A, uite, s-a dus tare, da, măcar s-a dus. Yo, sora mea! Mamă, băi, totuși a fost bine. Mamă, dar ce-s astea, bro? Ok, asta nu-i mare chestie. O să le ia pe ăla, eram sigur. A, ba nu. Au, bro, dar cine a făcut așa de nașpa ăla? A, da, fraților, dar am mai văzut ăsta? Nu, dar am mai văzut topoganul ăsta, nu pe oamenii ăștia. Bro, deci topoganul ăsta e ceva cunoscut să te dea pe spate. Vrea. Topoganul ăsta e cunoscut să te dea pe spate, man. Și din păcate nu e vorba să te dea pe spate, gen că te puimește. Ia vedeți. Au! Au! Au. Ia vezi asta. Doamne, nu. Ok. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, fraților? Nu! A, ok. Mamă, ia vedeți. Mamă, uite, despre asta vorbeam, fraților. Deci astea sunt tare rău de tot, uitați-vă. Să te duci tare. Nu!
Și acum îl trage înapoi. Du-te, du-te, frate, nu, te duci înapoi, frate, nu mi s-a mai întâmplat, dar nu vreau să mi se întâmple. Bro. Ok, l-am mai văzut pe băiatul ăsta, nu? Bro. Au! Am mai văzut asta. Bravo, sora mea. Ia uite cum s-a dus câinele. A, am mai văzut asta, frățior. Oh. Oh, shit, nu s-a dus. Bro, da, nici măcar nu merge apa ca să se ducă. Bă, ce n-ai pa fac cu oamenii ăștia, man? De ce nu merge topoganul? Aole, nu mai vreau să văd asta odată. Nu mai vreau să văd asta odată. Ia uite cum s-a dus aia, fraților. E bine că a rămas în topogan, bro. Cause this is insane, man. Sunt curios cine le testează, man. Cine testează topoganele astea? Wow, știu asta. Am văzut-o de multe ori pe TikTok. Ia uite. Ia uite-l pe ăla. Bro, bro, bro. Aia cred că s-au dat așa. Oh. Au. Aia cred că s-au dat așa, fraților. Nu cred că au picat sau ceva de genul. Wow. Aoleu, asta am mai văzut-o și astea. Cred că de aici deja se repet. Se repetă. Uai, mamă, cât de dureros poate să fie asta, bro. Ah, Jesus. Bro. Cât de dureros poate să fie asta, man. Aici asta l-am mai văzut. Și asta l-am mai văzut. Ia, poate să nu l-am mai văzut. Wow, bă, la asta nu m-am dat eu niciodată, fraților. Niciodată n-am văzut un ăsta în viața reală. Bă, da, vreau să încerc. Ia uite, micuții. Îl scoate, bă. Pa, pa. Pa, pa, frățiorul. Ia vezi ce tare. Nu! Nu! Puștule! A! Au! Mamă, credeam că vine celălalt pe cealaltă parte. Uite pe ăsta cu fiica sa. Aoleu! No, au! Ia. Ăștia cred că s-au dus, faților. Micuții s-au dus. Doamne ajută să fie rău asta, faci să nu sară vreunul din ăla. Mamă, ce mișto e ăsta! Wow! Săracul, mamă, dar ce tare e ăsta. Bă, ce face copilul acolo, bro? Băi, what? Frății mei, dar ce face copilul ăla acolo? De ce? Ce face copilul acolo, bro? What? Unde-s părinții? Și aici s-a terminat. Bun, fraților, astea au fost cele mai nașpa faze pe care le-am văzut în viața mea. Ăștia au fost oameni care au picat de pe topoganul cu apă. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Mărăsian cu vampa pe toți. Pa, pa!